Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Inflația este de peste 15% și în această toamnă, iar semnele că se va calma sunt mici, derizorii, inexistente pe alocuri. Adevărul este însă că pentru fiecare dintre noi, inflația este mai mare decât 15%, căci majoritatea banilor noștri se duc pe energie și mâncare. Nu resimțim întru totul inflația la mașini, de exemplu, la vacanțe, la servicii, pentru că renunțăm ușor la ele. Sigur că și astea s-au scumpit, dar nu ne obligă nimeni să le luăm. Sunt opționale, dar celelalte sunt complicate și ne lovesc din plin. Ori aici avem câteva rezultate care te pun pe gânduri. Cartofii s-au scumpit cu 50%, uleiul cu 50%, pâinea cu 25%, zahărul cu 30%, apa s-a scumpit cu 21%. Dar ce s-a întâmplat? A fost anul agricol atât de prost? S-au dus prețurile pe piețele internaționale atât de mult? Asta e posibil să se fi întâmplat. Sigur, sunt de acord că toate aceste produse au nevoie de energie, care este scumpă și foarte scumpă, și fertilizatori, care sunt din ce în ce mai scumpi, da? Săptămâna trecută, doamna Ursula von der Leyen, care conduce Comisia Europeană, a trimis un avertisment marilor companii din energie. Ea a spus că acestea, sau mă rog, o parte din ele, au făcut profituri nejustificate. Adică înțelege scumpirile, zice ea, firește, dar nu înțelege de ce în unele situații profiturile au ajuns la cer. Este unul dintre lucrurile care se poate repeta și în alte domenii? De ce nu? S-ar putea răspunde. Mai ales că într-o societate urbană ești prizonierul unui tip de consum, adică cel din marile magazine. În egală măsură, însă, prețuri mari sunt și la piață, nu? Adică a scumpit toată lumea, nu țin unii ieftin și ceilalți scump. Cu ceva vreme în urmă, guvernul a adoptat și o ordonanță antispeculă. Nu vă bateți foarte tare capul cu ea, pentru că acolo există o listă de lucruri pe care le poate face guvernul, ori ordonanța respectivă nu se referă la mâncare. Ce să zici? Guvernul și-a rezervat dreptul de a face lista asta periodică, acolo nu era mâncarea. Să nu uităm însă să spunem că statul este cel mai mare beneficiar al inflației, care e de fapt o taxă ascunsă pe care fiecare dintre noi o plătește. Eu aș vrea să știu astăzi cum vedeți voi treaba asta. Suntem într-o criză ca la carte? Adică este provocată ea de dereglarea unor mecanisme economice? Și câtă parte din această criză este provocată de speculă? Dar, de fapt, unde începe și cum să termină această speculă? Cum arată ea? Vă aștept cu opiniile, faptele, observațiile voastre. Poate lucrați în industriile astea, poate ați văzut unele altele și ne ajutați și pe noi să înțelegem. Așadar, 0372069599. Cât din bugetul familiei voastre se duce pe mâncare? La ce sau ce e cel mai greu acolo? Sunt aceste prețuri firești sau rezultatul speculei? Și cine credeți că profită cel mai mult de aceste prețuri? Vă aștept și pe Facebook, acolo unde România în direct se poate și vedea, pe WhatsApp să ne trimiteți mesaje scrise sau audio din acest sezon, le difuzăm și pe ele și, desigur, dezbaterea noastră se poartă întotdeauna la 0372069599. Suntem pe cale să pornim. Adrian, bine ai venit, ce crezi? Te salut, Cătălin. Acum vorbesc din punctul de vedere al unui antreprenor sau unui care conduce un business din Brașov. Ne-am mai auzit la emisiunile tale, ne-am și cunoscut. Businessul pe care îl dezvoltăm noi are două direcții și în ambele direcții cu peste 40% energia electrică a crescut, ceea ce e clar că influențează prețul final. Mai mult de atât, vorbim de legume, da, și de ulei și de zahăr. Eu vă spun că au crescut cu 30-40% produsele din plastic și masa plastică pe care le... Stai o secundă, a fost o întrerupere de o secundă. Ce spuneai? Că n-am înțeles. S-au scumpit produsele din plastic? Ce... Da. Tot ce înseamnă ambalaj de plastic, da? La fel au crescut cu 40-50%. Okay. Stau să mă uit în calculator și nu văd un
produs pe care îl achiziționez și îl vând mai departe sau îl bag în producție care să fie sub 10% în ultima perioadă. Nu găsesc nimic sub 10%. Okay. Așa că, vrând nevrând, nu știu să răspund la întrebarea pe care ai pus-o mai devreme, cine profită de aceste scumpiri, dar știu sigur că pierdem noi cu toții. Am înțeles. Tu cu cât ai scumpit? Nu la capătul liniei tale de producție, cât ai pus în plus? 12% anul ăsta. În condițiile în care materia mea primă, da, carnea de porc, a crescut cu 40% aproape. Și produsul tău când se duce... Bun, acum eu îmi dau seama cu cine vorbești, știu că ai și propriile tale magazine, dar să zicem așa, produsul tău când pleacă la supermarket, că asta zice multă lume, ce adaos mai are? Marja în industria noastră, dacă ai un produs corect, este undeva între 12 și 14%. Pentru a nu scumpi foarte tare produsele, am redus marja și sperăm să închidem anul pe zero. Doar adică, să nu pierdem 30 de ani de muncă. Tu, care ai o afacere medie în România, da, să spunem așa, da, speri să închizi anul pe zero cu afacere care face mâncare în România? Asta nu mai e, da, afacere, e supraviețuire. Corect. Despre asta vorbim. Trebuie să supraviețuim anul ăsta. Cred că anul viitor va fi un pic mai greu și să trăim din ce am reușit să adunăm până acum. Ok. Mai mult de atât, resursa umană în tot lanțul ăsta al nostru are un impact undeva în jur de 30-35% din costul unui produs, îl am în ultima perioadă cu resursa umană. Dar mai mult de atât nu-i mai găsesc și am început să import nepalezi și pakistanezi și ce mai găsesc, ucrainieni, am avut o perioadă. Așadar, pe lanțul ăsta, ca să mă lămuresc, multă lume consideră în România și o să vedeți imediat în cursul dezbaterii că sunt și oameni care umflă artificial prețurile la diverse, la diverse lucruri. Putem exclude asta de tot? După părerea mea, nu. Nu putem exclude asta, pentru că eu nu înțeleg de ce s-a scumpit atât de tare benzina. La fel am 46-48% mai mult cheltuială ca anul trecut, aceeași perioadă. Da. Mulțumesc pentru punctul ăsta. Nu pot să înțeleg. Da, aici a spus și doamna van der Leyen. Mulțumesc tare mult. Doamna van der Leyen a zis și a zis, uitați-vă la ce profituri faceți. Atenție, profitul împinge societatea înainte. Cu toții vrem profit. Marjele însă până la care se poate duce trebuie discutate, mai ales în țări din astea care au un stat așa mai șubred. Cât e onest și corect să pui? 10, 15, 20? Dar dacă ajungi într-o marjă cu 50%, avem mari companii petroliere în România care extrag, deci au cost de producție și bagă în prelucrare la preț de import. Adică, mă scuzați, aia e o diferență de 70 de euro la baril. Da? Pe aici sunt niște lucruri. Dar hai înapoi la mâncare. Iulian, salutare, bine ai venit. 0372069599. Bună, Cătălin, sunt din Cluj. Eu cred că sunt foarte multe produse care s-au scumpit pe baza energiei, justificat. Dar, din exemplu personal care vi-l voi da, cred că se este foarte multă speculă în piață. Sunt arhitect, lucrez în construcții și acum îmi fac o casă personală. Înainte de război, oțelul beton care se folosea în construcție avea un anumit preț. Imediat după ce a început războiul, prețul aproape s-a dublat. Cel puțin în Cluj-Napoca. Justificarea lor a fost a furnizorilor, se aduce foarte mult din Ucraina, Ucraina s-a închis, da, nu mai putem aduce la prețurile astea. Și nu e adevărat, că și eu știu justificarea asta. Așa știam și eu că e adevărat, dar în luna mai în Cluj-Napoca piața s-a prăbușit de achiziție, persoanele fizice au refuzat să mai construiască pentru că erau galopante creșterile de preț la orice și incredibil, în decurs de o lună, deci chiar când am cumpărat eu oțelul beton pentru casa mea, în iunie, a scăzut prețul la jumătate, aproape ca și înainte de război. Și am cerut o justificare de la prietenii mei care mai construiesc și ei și au zis că datorită faptului că nu este cerere, ei și-au redus înapoi prețurile și oricum au profit. Deci a fost speculă, la oțelul beton a fost pură speculă și acum ei vând la aceleași prețuri dinainte de război, cel puțin în Cluj-Napoca am mai multe surse și ei supraviețuiesc, trăiesc și au profit. Aha. Deci piața a reglat
piața a reglat și asta înseamnă că, în ciuda speculei, care poate să fie o bulă momentană, oamenii vor putea regla și în alte domenii. Da, dar la mâncare nu știu cât vom putea să refuza să cumpără mâncare. Dom'le, mai tai din alea scumpe, mai din alea ieftine, da, mai te mai descurci, mai ai 4 în loc de 5, până la urmă știi cum ești, prea multă mâncare strică. Primele afectate o să fie serviciile, restaurantele, lumea va sta mai mult pe acasă și va trăi în altă. Am zice noi din cartofi, dar uite că și cartoful e al naibii de scump. Da. E posibil să fie speculă și acolo într-o oarecare măsură. Îți mulțumesc pentru... Mulțumesc. Te rog. Bănuiesc că da, o oarecare speculă există și de alimente. Foarte posibil. Mulțumesc mult. Cașcavalul s-a scumpit, ne spune cineva. Apropo, avem un număr de WhatsApp, 0728-3132. Dacă dați mesaje scrise sau audio acolo, le vedem, le auzim. Cașcavalul s-a scumpit foarte mult. Eu fac săptămânal cumpărături și, mă rog, nu mai zic magazinul și știu prețurile. În weekend, la toate am observat schimbări de preț din nou. Cerealele, brânza, iaurtul, salamul, toate aveau în jur de 2 lei în plus. Înapoi la 0372069599. Edi, salutare! Bună, Cătălin! Vis-a-vis de reglajul prețurilor la alimente, cunosc un caz personal care omul supraviețuiește dintr-o suprafață de 6600 de metri pătrați. Face agricultură. Așa. Prețurile colaterale legumelor astea toate au crescut. Să nu uităm de impozite, taxe și alte datorii către stat. Omul de unde să-și acopere această creștere? Din reglajul prețului legumelor. Cred eu că e corect. Acești 10% puși de ei mi se pare o sumă ok. Dar nu uita că ei lucrează și cu gândul la viitor. Când trebuie să achiziționeze niște, să aibă niște bani cu care să facă exact achizițiile viitoare de sămânță, de îngrășământ, exact, ce mai fi acolo, da. Ei merg pe o sumă minimă pe care și-o păstrează anual pentru primăvara următoare. Ei merg la un risc enorm, pentru că nu știu care vor fi prețurile reale în primăvara următoare. Hai să-ți citesc un mesaj venit acum. Am avut un magazin, spune, mă rog, îl mai am până la 1 octombrie, dar îl închid. În februarie am achiziționat 10 kg de fasole albă mică, preț de vânzare la mine, după 25% adaos, 7,50 lei. În luna mai, același produs, după aceeași cotă de adaos, mi-a ieșit la raft 9,50 lei. În august m-am dus la același producător, același produs, iar prețul la furnizor era deja 9,80 lei. Curiozitatea mea a fost în mai, fiindcă m-am uitat pe pungi, iar lotul și termenul de expirare erau identice cu cele din februarie. Nu știu ce lot au cele din august, fiindcă nu am mai comandat. Deci omul a văzut pe același lot diferența de preț. Corect, dar aceste creșteri au fost determinate, aceste actualizări, să zicem, ale prețurilor, au fost actualizate de prețurile din piață. Pentru că în luna aprilie, cum a zis interlocutorul dumneavoastră, s-a plătit un preț pe electricitate, pe ambalaje, cum spunea predecesorul, preț care ulterior a fost regăsit în aceste costuri, să zicem, mai târzii. Pentru că sunt convins că probabil omul și-a actualizat prețul achiziției ambalajului plus 30%. Într-adevăr, accept și eu că e cam, din câte am auzit, cam mare diferența de preț, dar relativ acel 10% de care dumneavoastră vorbeați în debutul conversației, în debutul emisiunii, pardon, eu îl consider și la preț justificat. E posibil să fie așa, mulțumesc tare mult. Întrebarea mea este adresată tuturor comercianților, ne spune doamna Bârsan pe Facebook. Cine permite tuturor comercianților să adauge scumpirea produselor deja achiziționate? Câștigă statul și comercianții și noi, cumpărătorii, mai ales pensionarii, suntem deja la un metru sub pământ. Da, dar din păcate nu funcționează așa. Știu că mintea noastră așa este construită. Se cumpără un produs, se pune un adaus, el se vinde. În momentul în care ai o afacere, un om se uită la prețuri și cu gândul la lucruri colaterale, dar și la cele de viitor. Deci el nu poate să socotească doar 2 plus 1 și câștig la acest produs, el trebuie să socotească 2 plus cât e nevoie ca să-l cumpăr
în viitor să plătesc energia, ambalajele și ce mai am nevoie. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Ce-ar fi să-l ascultăm totuși pe domnul Mircea Coșea, care e un economist de valoare pe care îl respect și care de unăz rostea la televizor următoarele cuvinte. Este imposibil de explicat în condițiile în care există o producție satisfăcătoare ca un litru de ulei să crească cu 40%. Este imposibil de explicat de ce cartofii, cea mai ieftină legumă tradițională la români, să crească cu 40%. Asta este speculă. Și sunt convins că există rețele de speculatori, că există o speculă instituționalizată care trebuie să fie stopată neapărat. Nu există explicație economică. Inflația nu duce la asemenea creșteri peste noapte la produse care nu au pur și simplu explicații din punct de vedere a unei penurii de materii prime. Este inflație, este o creștere a prețurilor, dar unele dintre produse cresc într-o măsură care nu este justificată economic. Andrei, salut! Ce zici? Bună ziua! Bună ziua! Eu vreau să vă dau un exemplu. Vorbesc în cunoștință de cauză, sunt veterinar, lucrez la o fermă de bovine de lapte. Deci laptele se predă la procesator cu prețul de 2,3 lei. De unde ajunge în magazine? De 3 sau 4 ori, că bănuiesc că a trecut și de 8 lei, este la carton cu 1,2 litri, care are o grăsime de 4,1 și procesatorii la duc la 3,5, care este asul la vacă. Ok. Și de unde e diferența de preț, spui tu, de la păi vedeți, 3 lei vedeți. Până la 8? Da, dar nu-i 3, că-i 2,230 până la 8. Okay. Deci, mi-e greu să... procesatorul ambalează, nu intru în detalii la procesare, cașcaval și ăsta e mai complicat, îl ambalează în plastic sau carton, atât. Deci procesatorul plus vânzătorul... Știu că ăsta e, de acum îndrăznesc să-i spun, aproape un mit, adică toată lumea vine cu exemplul ăsta în care la lapte pe undeva se dublează. Nu știu, la transport, dau și eu un exemplu, la stocare, la variante de livrare, la diverse, cum să zic, premium, adică diverse categorii de produs. Încerc să dau o explicație, uite, îți promit că o să mă interesez de ce la lapte se întâmplă chestiunea asta. Din ce se formează, domnule? E foarte mare. Un litru de lapte. Cu jumate, în cel mai fericit caz, producătorul rămâne cu jumate. Deci acolo în costul pe litru implică furajarea animalelor, îngrijitor, cu totul. Deci jumate, în cel mai fericit caz, rămâne procesatorul, fermierul în cazul ăsta. Da. Știu exemplul ăsta, e un pic neclar ce se întâmplă aici, dar mi-e greu să cred că marile scumpiri din România sau marile profituri din România se trag doar din lapte. Adică ceva se pierde pe parcurs aici. Dar poate intră cineva pe parcurs și ne explică. Că și eu sunt foarte curios. Bănuiesc că și la alte produse de carne sau cam același lucru. Deci tot specula, domnul Coșa avea dreptate. Domnul Coș avea dreptate, mulțumesc. Am o mică pizzerie în Brașov. De 3 luni avem scumpiri, la 2-3 săptămâni. Cel mai mult la mozzarella și sos de pizza. Urmează salamurile și șunca. Cutiile de pizza, la fel, plus alte consumabile. Laptele pentru cafea, de la 4 lei, acum costă 8,70 lei. Mozzarella, de la 17 lei pe kilogram, am ajuns la 40 de lei pe kilogram. Noi cu cât să vindem pizza? Că nu putem scumpi de fiecare dată, spune ascultătorul nostru. Cristian, ai venit la România în direct. 0372069599. Te ascult. Bună ziua și bine v-am găsit. Din păcate nu sunt din domeniul alimentar. Dar nu-i musai, că cu toții mâncăm. Dar cu toții mâncăm. Dar eu vin din domeniul construcțiilor. Și eu zic o gândire. Ca să merg mai departe de arhitectul din Cluj. În construcții, ceea ce se întâmplă acum în alimentație s-a întâmplat încă de anul trecut. Au început să crească prețurile din martie, când a început să crească cererea pe piață și oferta a rămas constantă. Pe motiv că, virgulă, câina nu produce, nu există circuit, nu sunt, mai sunt vase libere, și au început să crească prețurile la anumite produse, au trecut de 100%. Anul ăsta, pe motivul războiului din Ucraina, au început să pluseze peste prețurile de anul trecut. Sunt convins că anumite costuri pe energie, cum au fost cele de la asigurări navale, transportul pe Marea Neagră și așa mai departe, au crescut,
sunt de acord că există inflație, sunt de acord că este un dezechilibru între cerere și ofertă, care duc la majorări de prețuri. Dar să mi se spună că se scumpește un produs în decursul a 3 luni de zile, de la 2,50 la 8 lei, cum a ajuns, 8,40 lei, chiar în primăvara asta, oțelul beton care este la construcții, nu cred că are nicio formă de justificare financiară, sub nicio formă, decât speculă financiară și nimic mai mult. Ceea ce s-a întâmplat în domeniul și în sectorul de construcții, se întâmplă încetul cu încetul și în domeniul alimentar și va merge absolut pe toate domeniile, pentru că marile firme și marile lanțuri de companii care sunt orientate numai și numai pe profit, care nu gândesc ca și primul vorbitor din emisiunea noastră, scad marja mea de profit ca să îmi păstrez clienții, ca să îmi păstrez afacerea pe care o cresc de 30 de ani zile, ei sunt doar orientați către profit și se uită doar la cifrele contabile. Și nimic mai mult. Da. Eu aici aș avea un semn de îndoială. Pentru unii da și pentru alții nu. Cred că multe companii din România s-au uitat la chestiunea asta legată de profit. Pentru că există o zonă de suportabilitate a publicului și atunci, dacă nu faci ce trebuie, rămâi cu magazinele goale. Da, dar aici intervine altă chestie. Rămânem noi cu magazinele goale, nu mari producători. Dacă ne uităm un pic mai în spate și ne uităm la marea piață, vedem că industria de automobile în ultimii ani s-au format conglomerate mari, adică grupul Nissan, Renault, Chrysler, Fiat, BMW cu alții și așa mai departe, Volkswagen, Audi, tot așa în sectorul de construcții și în multe alte domenii, s-au creat mici monopoluri pe piață. Nu vrei să cumperi asta, cumperi aia altă. Mai vin și mai spun și o altă chestie. O afacere care are un capital din România, redus, unul mai mic. Domnul cu mezelurile, că m-am înțeles că e pe sector de mezeluri, anul ăsta este pe zero. Anul viitor o să fie în pierdere și consumă profitul din 2020-2019. Peste 3 sau 4 ani de zile, că nu vor reveni ușor lucrurile la normal sau nu vom reuși noi să ajungem la normal cu lucrurile. Noi românii am totdeauna ieșit mai greu un pic din hopurile economice. Cum va reuși să treacă următorii 3 sau 4 ani de zile? Vă întreb pe dumneavoastră. Foarte greu, cel mai probabil cu un împrumut de la bancă, da. Care va fi din ce în ce mai scump. Da, da. În schimb, da. O multinațională care are bani la dispoziție reușește să treacă peste aceste momente de criză. Ăsta e adevărul, da. Poate chiar să achiziționeze, cum au făcut anul trecut chinezii și multe alte companii naționale cu bani la dispoziție, au făcut achiziții a unor societăți la prețuri mult mai mici. De ce? Pentru că a scăzut în 2020, a scăzut cererea. Și astfel, evaluarea companiilor respective, dau un exemplu, un 600 de milioane de euro, s-ar fi putut să fie achiziționată compania la 450, evaluarea din 2020. Mulțumesc tare mult! O anomalie extraordinară, zice cineva pe WhatsApp, s-a produs la peleții pentru cazanele destinate încălzirii, o alternativă la lemn. Știți, peleți, da? Anul trecut prețul era de 700 de lei pe tonă, acum este de 3000. Cum calculez aici rata inflației? Este undeva spre 4%? Nu e o anomalie. Aveți un singur mare jucător pe piața lemnului din România, Ghiș Ciupercă, care e, da? Deci este o singură companie care practic a cumpărat, este exemplul la ceea ce ne spunea ascultătorul nostru mai devreme, tipul de corporație. Corporația care a cumpărat tot rumegușul din piață. A cumpărat tot rumegușul din piață, are monopol și îl vinde acum la acest preț de 3000 pentru că nu are niciun fel de concurență. Da? E vorba de cea mai mare companie austriacă de tăiere a lemnului din România, pentru că aici este o dereglementare pe piață, da? Și nu ai mecanisme cu care să contracarezi acest lucru. Poate doar să aduci niște importuri. Și observație foarte bună, corporațiile trec mai ușor prin astfel de situații. Ori noi aici ce avem de făcut este să ne uităm către publicul din România și către companiile din România care acum gâfâie. Hai să vedem unde am rămas. Suntem la Gheorghe. Salut, ești la România în direct. Bună ziua. Vreau să intervin numai pentru că v-am auzit la început când ați prezentat politul de ulei și cu cartoful. Da. Eu cred că se duce discuția într-o direcție greșită. Pentru că
nu s-au modificat prețurile la alimente înainte de a se modifica prețurile la energie electrică și gaze și motorină. Dar nimeni n-a zis altcineva. Adică întrebarea era dacă aceste scumpiri reflectă... Era problema că se vinde uleiul cu 5 lei și înseamnă că e speculă. Nu se vinde chiar cu 5 lei, că scrie lumea aici că se vinde cu 16 lei. Este o anumită speculă, dar specula e la energie electrică și la gaze și la, și la combustibil. Gândiți-vă că a fost acum pe bursă țiteiul e la 88-90 de euro pe tonă. A fost peste 100, 100 și ceva și era motorina 4 lei, 5 lei. Energia electrică nu s-a modificat absolut nimic în afară că e un pic de secetă ca să se producă cu 5 lei kilovatul. Deci toate scumpirile și tot ce pornește la industria alimentară e de la energie. Energie pentru care e se folosește foarte mult la... în industrie. E și de la energie, dar cum nu s-a modificat nimic la producerea de pe energie? S-a modificat ceva foarte tare. Sunt două lucruri. Odată, în 2021, când a început procesul ăsta de creștere a prețului la energie, toată lumea a avut nevoie de curent electric și de gaz ca să repornească economiile, pentru că noi consumăm din ce în ce mai tare. Cel puțin la noi în România curentul electric nu se găsește, că noi nu avem destul curent electric. Da? Și la fel și în celelalte economii ale lumii. Deci odată nu s-a mai găsit brusc. Ăsta e primul lucru care s-a întâmplat. Doi la mână, centralele care produceau pe gaz au început să producă din ce în ce mai scump pentru că gazul s-a scumpit din Rusia. Mă înțelegeți că Rusia a început să joace cu piața încă din toamna anului trecut, 2021. Adăugați că în această vară ați avut o secetă uriașă în toată Europa și iarăși n-ai avut curent electric pe hidro. Și, peste toate astea, puneți mecanismul într-adevăr prost alcătuit de Comisia Europeană și state membre pentru prețul curentului, da? Nu puteți spune că nu s-a întâmplat nimic, adică chiar... Nu, vorbeam că nu s-a întâmplat nimic înainte de a începe să crească energia electrică. E cum nu s-a întâmplat nimic? A fost o pandemie și o grămadă de întreprinderi oprite în toată lumea asta, pe toată planeta asta. Mă refer în procesul de producție a energiei electrice. Deci energia electrică tot așa se produce ca așa cu 3 ani, că nu a fost pandemie. Da, e adevărat. Și pentru, tot așa, tot și așa asta produce, nu poate veni statul român, da, cum a fost înainte de a bloca acum prețul. Indiferent cât preț pune furnizorul, în moment ce el are un contract cu mine și pune o factură pe care eu o semnez, până la un leu, statul îi plătește diferența. Unde ați mai văzut așa ceva? Deci am primit din 3-3 luni acte adiționale la contracte până au ajuns energia electrică la 5 lei. Pentru că v-am întrebat ce se întâmplă. Dar nu te interesează că oricum plătește statul diferența. Da, dar nu știu dacă ați plătit din 3 luni, că contractele alea sunt pe un an, nu? Că dacă sunteți consumat... Da, ei, da. Nu erau pe un an, că nu le făceau pe un an. Că ei cred că știau care era problema. Le făceau pe 3 luni, pe 4 luni, pe 6 luni. Nu trebuia să semnați. Aici e simplu. La energie nu mai semnați. Și terminăm povestea asta. Deci nu mai semnați, alegeți-vă alt distribuitor, furnizor, lucrați cu oamenii onești. Dacă acum, vă trimit din 3 în 3 luni, trimiteți-i acasă. Toate firmele, e târziu pentru că toate firmele care sunt furnizori de energie electrică, din păcate, cred că sunt pecate de financiare și nu mai au bani. Și dacă semnesc cu un furnizor care e mai mic și poate oferi o preț, îți oferă pe o lună de zile și după o lună de zile te notifică că trebuie să-i plătești în avans. România în direct la Europa FM. Primesc o explicație pentru prețul de la lapte. Diferența dintre prețul pe care îl primește producătorul și cel pe care îl primește consumatorul este dată de faptul că produsul trece prin mai multe mâini. Mai exact, laptele poate fi colectat de la poarta fermei în cisternă, apoi merge la centrul de colectare, acolo este răcit, proces care are nevoie de administrare, lucru pentru care sunt oameni plătiți, apoi merge spre fabrică. De la fabrica de lapte merge la distribuitor sau direct la retailer. Asta este explicație dată de președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, Dorin Cojocaru. Pe de altă parte, dacă laptele este luat direct de la procesator la producător, acesta implică transportul de la fermă la fabrică, apoi laptelui se fac analize de laborator, iar ulterior este prelucrat. Însă prețul laptelui afișat la raft este politica comerciantului, spune acest om care lucrează în industria laptelui, Dorin Cojocaru. Cristian, salut! Ești la România în direct.
Salut, salut. Eu pot să înțeleg partea de scumpiri din industria alimentară, pentru că, într-adevăr, este legată direct de consumurile de mărirea prețurilor la energie electrică și la carburant, așa cum ai explicat și mai înainte, costuri de transport, etc. Dar au apărut speculă în așa de multe domenii, încât este aproape incredibil ce se întâmplă în momentul de față. Uite, eu chiar în ultimele două zile am fost șocat de ce se întâmplă. Am fost la cabinetul stomatologic la care mă duceam în mod normal, iar o obturație de canal care anul trecut costa 500 de lei, anul acesta mi s-a cerut pe ea 1300 de lei, Cătălin. Ok, și zici că e speculă? Păi evident că e speculă. Acolo ce a putut să crească? Curentul electric, energie, stai. Dar a crescut cu prețul la energie pe cabinetul respectiv. Scuze, eu încerc să îmi imaginez, nu le iau apărarea, nici nu știu care e situația acolo. Dar părerea mea că sunt anumite domenii, de exemplu, cum sunt stomatologii, care sunt scăpate sub control efectiv. Adică aici trebuie o plafonare a prețurilor dată de către stat. Nu, aici știi că e o discuție pe care o tot purtăm, eu nu pot să fiu de acord cu o plafonare a prețurilor în foarte multe domenii, pentru că asta va duce la un dat la penurie. Te gândești, de exemplu, la consumabilele pe care stomatologii le folosesc, toate lucrurile alea care intră în gura ta și care sunt de unică folosință. Da, dar incidența la transport a celor este foarte mică, pentru că materialele pe care le folosesc e în cap într-un plic care poate fi trimis. Poate tehnologia s-a scumpit. Nu, acolo părerea mea că este pur și simplu speculă. Deci, dacă poate, este părerea mea, dar acolo este speculă. Da, nu vreau să te contrazic, dar cred că au și ei niște cheltuieli și au și ei viață, nu? Da, dar totuși de la 600 de lei la 1300 e o diferență într-un an. E o diferență, dar plătește... Adică rata inflației este 15%. Eu înțelegeam, 20% în plus, ok, dar nu 130. Poate o calculează numai după rata de la mâncare. Îți dau și eu un răspuns așa, că s-a scumpit mâncarea cu 50%. Nu știu, dar hai să-ți mai dau un exemplu. Am cerut ieri oferte de la mai multe servisuri autorizate Dacia pentru schimbare, kit distribuție și revizie. Știi cât este în momentul de față pentru o Dacia Logan de motorizare diesel? Am auzit că reviziile... 2500 plus TVA. Am auzit că la revizie este ceva înspăimântător. Mi s-a relatat zilele astea, deci o revizie la o mașină, la Volkswagen Golf, 3300 de lei. Deci m-am crucit, da. Da, deci vorbim de dacă la bietul săran care cultivă niște cartofi, nu? În momentul în care se duce cu mașina să-și facă revizie, câți cartofi trebuie să vândă el ca să-și acopere revizia sau să-și facă o plumbă? Da, aici știi ce descrii tu? Tu descrii, de fapt, un mecanism, un lanț, că toate lucrurile astea se influențează. E un cerc vicios, pentru că stomatologul tău sau cel care face revizie trăiește și el în lumea asta, primește piese mai scumpe, consumă curent și se uită și el la viață și spune, bă, dar veniturile mele din buzunar, cei, să zicem, 5.000, 10.000 pe care ai câștigat stomatologul tău într-o lună, nu mai reprezintă banii ăia. Și omul zice, da, și eu aș vrea să-mi păstrez nivelul de trai. Aș vrea să... Corect, este corect. Sunt total de acord cu tine, dar undeva trebuie să se oprească, pentru că o luăm razna total, nu? Aici ne propune cineva pe Facebook să avem o intervenție a statului. Unde o să nu ar trebui? Există. Nu ar trebui, eu așa zic, nu? Nu știu dacă lumea, de fiecare dată când statul a venit în treburile astea, că toate lucrurile s-au nenorocit. Pentru că aia înseamnă comunism sau socialism sau alte nezbătii de genul ăsta. Ți-a spus mai devreme... Dar trebuie reglat. Uite, de exemplu, eu am avut astăzi o altă surpriză neplăcută. M-am trezit cu o factură de la furnizorul de electricitate în poștă cu regularizare pe certificate verzi reține. 1 ianuarie 2021, 31 ianuarie 2021. 100 de lei. Dar nu e relevantă suma. Mai regularizare pe certificate, nu puteai să o primești doar tu personal, bănuiesc că este ceva mai mult și asta merită investigat. Este primită, pot să ți-o trimit, este și scadentă în 7-9, adică a fost scadentă, perioada de regularizare este pe anul trecut. Ce interesant. Au venit două, una pe minus 002 și 100,3 lei și ceva pe tot anul trecut. Pe certificate vezi. Păi acum o trimit peste 9 luni de zile?
Și gata, eu când am spus-o din poștă, era gata scadentă. Deci mă uit în poștă zilnic. Mulțumesc tare mult. Ți-au răspuns stomatologii pe WhatsApp. La stomatologi s-au scumpit extrem de mult materialele cu care lucrează. Ia ca ce bănuiam și eu mai devreme. Radu, salutare, ești la România în direct. Salutare, am și eu 3 sau 4 idei, dacă îmi permiteți. Te rog. Prima din ele, am fost în Statele Unite, acolo pe zona de energie, de curent electric, e o singură companie. În schimb, pe gaz, mai multe companii care, la fel, la început de august-septembrie, fac oferte și oamenii își aleg furnizor. De ce zic asta? Pentru că cred că noi am privatizat excesiv furnizorii de utilități, că e vorba de electricitate sau gaz. Cred că a fost o decizie proastă la vremea aia. Dacă ne uităm în stânga-dreapta noastră, o să vedem că sunt mai puțini jucători prin piață. A doua idee pe care o am face referire la întâlnirea din primăvară între prim-ministru și producătorii de ulei. Tare mi-e teamă că prim-ministru a fost bine intenționat, dar a fost cam luat un pic așa în păr de producătorii de ulei, pentru că el s-a asigurat de existența produsului, dar nu și de mecanisme care să țină prețul în control. Suntem țara mecanismelor sau a formelor fără fond. De acord. Și aici domnul Coșa cred că are dreptate. Ar trebui domnul prim-ministru să își mai ia niște consilieri care să facă lucrurile să se miște. Dacă ai ordonanță și ea nu funcționează, păi se întâmplă ceva. Ori n-ai resursa umană, ori e prost făcută. Și ca să continui cu formele fără fond, știți, există Consiliul Concurenței, dar există degeaba. Chiar degeaba. Oamenii în an de zile cheltuiesc o căruță de bani, dar nu fac absolut nimic. Să vă dau un exemplu. Am fost în weekend la Galați. Orașul Galați n-ar trebui să mai cheme Galați, ar trebui să se cheme Intersectați, judecând după rețeaua de magazine cu nume franțuzesc de intersecție, care se găsește peste tot. Merge 100 de metri, încă un magazin. Merge 200 de metri, încă un magazin. Nu prea mai există nimic local. Absolut nimic. Okay. Ce trebuie să facă statul român, cred eu, este că trebuie să reglementeze furnizorii de produse generice. Pentru că sunt foarte multe importuri de produse alimentare și detergenți prin câteva mari rețele de magazine care își fac de cap. Da, aici nu te obligă nimeni să iei importuri. Ai produse românești de bază, generice, cum le spui tu, câte vrei, adică nu e chiar nicio, cum să zic, sau produse în România. Nu e nicio problemă să-ți iei și un detergent făcut pe aici, pe la noi, și mâncare făcută aici la noi. Deci chiar nu... Da, da, vedeți, asta nu e prevăzută pe nicăieri. Ori dacă vă uitați într-o rețea albastră, nu-i spun numele, e cu mult L și D, așa. O să vedeți produse greșești și poloneze, pentru că produc altundeva. Zona asta nu e reglementată de produse generice. Acolo piața este inundată. Se mută chestiunea asta consumatorii din celelalte magazine spre ei, pentru simplu motiv că sunt prețurile mai mici. Eu aici cred că e o lume liberă cu o competiție foarte mare. Noi foarte mulți ani am trăit în bulă și acum... ne bucurăm de un tip de libertate de a alege pe care n-am avut-o. Reglementarea excesivă a statului poate să strice aici. Într-adevăr, mă uit la tipuri de reglementare nu pe preț, dar pe diverse pârghii și pe diverse trepte ale ajungerii unui produs în magazin, m-aș uita la forme de reglementare și aș căuta aceste pârghii și aceste trepte să văd unde sunt mecanismele dereglate. Dar o reglementare de asta așa ca o pătură care zice... Stimați cetățeni, aici trebuie să coste 3 lei? Mi se pare că nu există, n-are cum să existe în lumea asta. Îți mulțumesc tare mult pentru telefon, o lămurim cu regularizarea. Regularizarea certificatelor verzi se face în anul următor celui de consum, ni se spune. În 2022 se face regularizarea certificatelor verzi pentru 2021, după ce se stabilește cota finală. Aceste regularizări pot fi și negative sau și pozitive în funcție de cota finală stabilită de ANRE. Ovidiu, salutare! Să știi că ai un minut la dispoziție să pui concluzia acestei emisiuni. Salut! Bună ziua, domnul Striblea! La toată dezbaterea asta există un răspuns principal și anume China. Și eu, o să mă întrebați de ce China, pentru că de multă vreme în urmă
Statele Unite, Occidentul, de fapt, Statele Unite ca element principal, este într-o încreștare planetară, China, din punct de vedere economic. Ori, încă din anii 90 era China pe o ascendență compleșitoare în ceea ce privește creșterea produsului intern brut și au apărut încă de atunci noi teorii din astea economice, cum ar fi dumpingul social. Cred că înțelepții lumii, în momentul de față, înțelepții lumii vestice, s-au gândit pur și simplu ca cheia la ascensiunea Chinei ar fi sărăcirea populației Occidentului. Pur și simplu asta mă gândesc. Bun, Ovidiu, fii atent, că acum nici nu te auzi foarte bine și programul se încheie chiar aici. Dar notăm tema asta și hai să facem o dezbatere despre bătălia asta dintre China și Occident. O parte din scumpiri îi se datorează Chinei. Modul în care a gestionat COVID-ul e clar și modul în care a rupt legăturile de transport cu restul lumii, dar și unui război economic pe care noi, ca societăți, îl avem cu China în acest moment. China ne-a luat mare parte din resurse și din producție și greșeala noastră, ori asta trebuie să reparăm. Dar, pentru chestiunile legate de alimente, nu doar China este vinovată, ci și o lipsă de reglementare și de atenție pe anumite zone, acolo unde statul român ori nu se pricepe, ori nu vrea. Deocamdată asta e România în direct. Ne întoarcem și mâine. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.